Un litru de lapte costă în România de două ori mai mult ca în Polonia și este mai scump chiar și decât în Franța, arată o analiză a ziarului financiar. România are cel mai mare preț când vine vorba de laptele proaspăt, un produs care se găsește zilnic în coșul de cumpărături. Un litru de lapte proaspăt integral, sub marcă proprie a Carrefour, costă 1,45 de euro în România, față de 1,19 euro în Franța sau Belgia, 1,02 euro în Spania și doar 0,76 euro în Polonia. Un român câștigă în medie lunar 900 de euro net, de 2-3 ori mai puțin ca un francez, un spaniol sau un belgian. Pentru a exista o bază de comparație corectă, ziarul financiar a încercat să același produs în toate statele. Este vorba de marca privată Carrefour Classic, lapte proaspăt integral. A fost ales retailerul Carrefour pentru că există magazine online ale companiei în fiecare dintre piețele principale din Europa. Situația nu este însă singulară, ea fiind valabilă în cazul tuturor rețelelor. În timp ce prețurile cresc accelerat, litrul de lapte costând acum de aproape două ori mai mult decât acum 2-3 ani, fermele românești au avut în 2021 o producție de 41,7 milioane de hectolitri de lapte, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Mai mult, importurile de lapte și smântână au sărit de 100 de milioane de euro în 2021, valoare care s-a dublat într-un deceniu, relatează mesajul.ro.